Salut! Astăzi am pregătit continuarea listei cu cele mai așteptate filme care vor fi lansate în 2021. Dacă ai ratat prima parte a acestei liste, o găsești pe canalul meu. Sherlock Holmes 3. După succesul primelor două părți, cei de la Warner Brothers nu au mai stat mult pe gânduri și imediat după lansarea Sherlock Holmes, Jocul Umbrelor, au anunțat că lucrează la producerea următorului episod. Însă începutul filmărilor s-a transferat din nenumărate ori. Inițial, probleme au apărut cu scenariul nou filmat. Schițele propuse erau respinse una după alta, dar echipele de scenariști și regizori schimbate. Alt motiv de întârziere a fost și ocuparea lui Robert Downey Jr., veșnicul Iron Man prins în proiectele Marvel. Astfel, așteptarea s-a întins pe 9 ani. Între timp, Guy Ritchie, care a regizat primele două părți, a renunțat să participe la cel de-al treilea film. Deocamdată, subiectul noului episod rămâne secret. Se cunoaște doar că eroii principali vor porni în explorarea Statelor Unite și acțiunea se va desfășura în San Francisco pe timpurile Vestului Sălbatic. Dar ție, care Sherlock îți place mai mult? Insensibilul Cumberbatch sau ciudatul Downey? Lasă-ți părerea în comentariile la acest video. The Kingsman, începutul. Încă o istorie despre serviciul secret Kingsman, îmbibată cu o doză bună de acțiune și comedie. Este un prequel pentru seria de filme Kingsman lansată în 2015 și 2017. Și iarăși securitatea omenirii este în pericol. Cele mai criminale și mai monstruoase minți se reunesc cu scopul de a dezlega un război care va lua milioane de vieți. Tânărul Conrad, fiul ducelui de Oxford, este implicat în conspirația periculoasă condusă de temutul Rasputin, călugărul care din umbră conduce Imperiul Rus. Acum, echipa de agenți al serviciului Kingsman va trebui să oprească escaladarea conflictului militar care amenință nu doar patria lor, dar și întreaga planetă. Uniți, cei mai talentați spioni englezi vor încerca să realizeze o operațiune care va salva omenirea. House Walking. Este un film de ficțiune. În centrul subiectului este Todd, un tânăr care locuiește împreună cu familia pe lumea nouă, o planetă îndepărtată. După războiul cu creaturile denumite Spec, toate femeile de pe planeta colonizată au dispărut, dar bărbații au fost infectați cu un virus supranumit Zgomot. Infecția dată permite perceperea gândurilor altor persoane sub formă de imagini sau sunete. Această abilitate curând se transformă în adevăratul blestem. Freamătul creat de gândurile celor din jur curând înnebunește o bună parte din bărbați rămași pe planetă. Suspectând că ceva nu e în regulă cu orășelul său natal, tot împreună cu Manci, câinele său vorbitor, părăsește casa părintească. Curând el ajunge într-un loc numit Sălaș al Tăcerii, unde pentru prima dată în viață vede un reprezentant al sexului opus, tânăra Viola, și pare că fata habar nu are de virusul afurisit. Acum tot este și mai motivat să găsească dezlegarea marelui mister care învăluiește planeta. Minamata. Un film bazat pe întâmplările reale care au avut loc în Japonia în anii 70 al secolului trecut. În prim plan se află investigația fotografului documentarist Eugene Smith. Protagonistul interpretat de Johnny Depp este delegat de către revista Life în Japonia, în micul orășel Minamata. Din cauza irresponsabilității marilor industriași, aici se desfășoară o catastrofă ecologică. Timp de 30 de ani, apele de lângă Minamata sunt poluate de mercurul deversat de o uzină chimică din preajmă. Urmările acestei otrăviri au avut consecințe înfiorătoare asupra locuitorilor din acea regiune. Reportajul și fotografiile făcute de Smith în Minamata au bulversat opinia publică și au contribuit la oprirea poluării apelor. Lucruri mici. Un thriller criminalistic care sigur te va ține în suspans. Rolurile principale sunt interpretate de Denzel Washington, Jared Leto și Rami Malek. Fiecare din cei trei deja are câte un Oscar în pușculiță. Baxter, un detectiv din Los Angeles, este pe urmele unui ucigaș în serie. Și dacă dorința de a-l prinde pe criminal este mare, experiența pentru o investigație atât de complexă și încurcată cam nu-i ajunge. Pentru a ieși din încurcătură, Baxter își unește forțele cu Dick,
adjunctul șefului care la sigur este mai experimentat. O caracteristică impresionantă a lui Dick este atenția pentru detalii, ceea ce îl face atât de bun în investigațiile sale. Și dacă ar părea că cei doi formează un tandem perfect, lucrul în echipă nu este chiar așa de simplu cum și-ar fi dorit-o cei doi polițiști. Brigada Sinucigașilor 2. Misiune ucigașă. Dacă ați crezut că doar cei de la Marvel vor rupe anul 2021 cu supereroii săi, să știți că ați greșit. Cei de la DC Comics mai au ași în mânică. A doua parte a Brigăzii Sinucigașilor promite a fi de-a dreptul bestială. Cei mai smintiți antieroi ai timpurilor noastre iarăși au de îndeplinit o misiune de salvare. A doua parte nu va continua istoria prezentată în primul film, ci mai curând va fi o relansare. Vor apărea multe personaje noi, la fel de nebune ca și camarazii lor din componența inițială. Unul din scopurile urmărite de regizorii peliculei a fost evidențierea eroilor secundari, care cel mai des rămân în umbră. Atmosfera episodului cu numărul 2 este inspirată din filmele de acțiune din anii 70, ceea ce îl face diferit de alte filme despre supereroi cu care ne-am obișnuit. Este o feerie de caractere frumoase și monstruoase în același timp. Producătorii ne îndeamnă să nu ne atașăm de personajele istoriei, ceea ce ar însemna că nu toți protagoniștii vor ajunge până la genericul final. După părerea ta, cine din eroii principali va fi sacrificat? Sau poate regizorii vor renunța la cineva din personajele secundare? Lasă-ți părerea mai jos în comentarii. Mortal Kombat. Dacă ești pasionat de jocurile video cu lupte, nu poți trece pe lângă Mortal Kombat, care va fi lansat anul viitor. De la prima ecranizare a Mortal Kombat în 1995, universul jocului s-a mărit considerabil și chiar dacă ultimele părți din serie nu au fost chiar pe măsura așteptărilor, producătorii de filme nu se lasă și tot încearcă să repete succesul primului episod. Astfel, în această parte vor fi ignorate toate firele narrative începute în trecut, istoria revenind la starea sa inițială. De asemenea, se va renunța la reproducerea întâmplărilor din jocul original. Creatorii promit o istorie dramatică generos condimentată cu glume în stilul lui Deadpool și un final uluitor de sângeros. În sfârșit vom afla originea personajelor principale, dar și a turnamentului ca atare, astfel încât chiar și cei care habar nu au despre jocul Mortal Kombat să înțeleagă evenimentele prezentate în film. Venom 2. La sfârșitul primului film despre Venom, producătorii au lăsat un indiciu evident despre evoluția ulterioară a istoriei. Astfel, este clar că în a doua parte a filmului, eroul principal se va confrunta cu Carnage. Carnage este un anti-erou care a devenit destul de popular între amatorii de benzi desenate. Aducerea acestui personaj pe marele ecran a durat aproape 30 de ani. Ca și Venom, Carnage este un simbiot. Fiind în căutarea unui purtător, se pare că această creatură a tras biletul norocos, deoarece a dat de un adevărat maniac pe care l-a înzestrat cu o putere aproape nelimitată. Și dacă de obicei antieroii urmăresc scopuri destul de banale, cum ar fi banii sau influența, unica ce-și dorește Carnage este să înnece lumea în sânge. Ca și în episodul trecut, rolul lui Venom va fi interpretat de Tom Hardy, dar antagonistul său va fi întruchipat de Woody Harrelson. Și chiar dacă sfârșitul confruntărilor celor doi simbioți nu se cunoaște, Tom Hardy deja a semnat contractul pentru filmările în cea de-a treia parte a Venom. Deci, această parte la sigur nu va fi ultima din seria cu Venom. Moartea pe Nil. Încă o istorie despre un detectiv legendar ce ne oferă un respiro de la agitația care va predomina pe marele ecran. Acum în vizor se va afla ingeniosul Hercule Poirot, personajul Agatei Christie. Deoarece crima din Orientul Express lansată în 2017 a avut succes, moștenitorii legale ai celebrei scriitoare au dat acordul pentru ecranizarea și a altor romane a lui Christie. Deci putem să ne așteptăm că curând se va crea un univers aparte, în centrul căruia se vor afla aventurile detectivului Hercule Poirot. Evenimentele derulate în film au loc în Egipt. Faimosul detectiv pornește într-o excursie pe râul Nil cu o navă de croazieră, dar vacanța ia o întorsătură neplăcută. Câțiva pasageri sunt găsiți fără suflare și Poirot este nevoit să-și folosească abilitățile pentru a investiga aceste crime misterioase. Rolul lui Poirot, ca și în crima din Orientul Express, este interpretat de Kenneth Branagh,
dar Gal Gadot și Ross Leslie îi vor ține companie. Eliberează-l pe Guy. Imaginează-ți că într-o zi îți dai seama că totul ce te înconjoară este o iluzie și lucrurile cu care te-ai obișnuit nu sunt ceea ce par. Seamănă cu The Matrix, nu? Cam așa o teorie se va dezvolta în Eliberează-l pe Guy, doar că fără pastile, telefoane și roboți vânători. Guy este un simplu lucrător bancar care zi de zi își trăiește viața monotonă. Totul se schimbă atunci când Guy întâmplător află că lumea în care trăiește nu este una reală, ci un joc virtual în care fiecare poate să facă orice. Limite nu există. Spre nefericire pentru Guy, el este un personaj secundar, o simplă față din mulțime, fără valoare și individualitate. L-asigur că pe nimeni nu-l va aranja așa un rol. Îi va ajunge oare putere să-și schimbe setările predefinite și să devină un personaj principal? Rolul principal este interpretat de Ryan Reynolds, deci o doză bună de amuzament ne este asigurată. Cam atât pentru azi. Scrie în comentarii care lansare aștepți tu în anul viitor. Nu uita să dai un like acestui video și să te abonezi pe canalul meu. Dacă nu vrei să ratezi alte videouri interesante cu topuri tematice sau știri din lumea filmelor, fă click pe clopoțel.